În prag de iarnă îl vizităm pe pictorul Paul Tudor la el acasă, la Balș. În grădină ne întâmpină un trandafir superb și ziua mohorâtă se deschide în culoare și căldură, sub vraja tablourilor și a convorbirii cu artistul în atelier. Pictorul Paul Tudor Balș a întregit recent numele la îndemnul maestrului Spiru Vergulescu, adăugând pe cel al orașului unde s-a născut, crescut și a rămas. Atașamentul față de rădăcini și seva apei oltețului i-au dat tăria experimentelor și profunzimilor plastice. Paul Tudor Balș este un nume în pictura românească contemporană, cu o paletă variată de genuri și tehnici, ce dezvăluie o gamă inepuizabilă de neliniși creatoare. Abordările sale au dus la închegarea unui stil propriu și a unei opere solide, semnată Paul Tudor Balș, cu o exigentă reconsiderare a semnăturii de tablou. Mergând pe drumul său, a refuzat monotonia, platitudinea, manierismul. În anii de formare artistică a avut parte de profesori aleși, evocând ori de câte ori are prilejul, spre cinstea lui, pe excelentul pedagog pictorul Ilie Marineanu și pe artistul Ștefan Brădiceanu, fost elev al lui Corneliu Baba, profesor la Liceul de Arte Plastice de la Craiova. Liceul poartă acum numele lui Marin Sorescu, un maestru al Condeiului atras de arta penelului, peste timp făcând schimb de portrete. Mai departe a urmat Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, Facultatea de Desen, la clasa pictorului Traian Brădean, de la care a învățat să descopere valorile formative ale desenului și armoniile subtile ale culorii. Începând cu anul 1974, a expus cu regularitate la saloanele de la București în special, Craiova, Deva, Slatina, Râmnicu, Vâlcea, ca și la expozițiile de grup din țară și străinătate. În 1983 deschide prima expoziție personală la Craiova, ajungând astăzi la 40 de personale, una dintre cele mai sigure posibilități de evaluare a creației de etapă. Paul Tudor Balș, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, are convingerea că prin expozițiile individuale exiși ca pictor atât în rândurile publicului cât și al colecționarilor. În primul rând, un artist devine un artist datorită colecționarilor care îi cumpără tablourile, datorită prietenilor. Arta pentru mine, pictura mi-a adus foarte mulți prieteni, cred că asta e adevărata mea bogăție. Eu știu, prieteni ca Amza Pelea, Tudor Gheorghe, actori, scriitori, poeți, nu vin acum repede în gând, dar oameni deosebiți. Marin Sorescu, care și lui plăcea pictura, chiar ne-am pictat un portret unul celuilalt. Deci eu cred că pictura și arta în sine face ca omul să devină în continuu sau să aibă o stare de tinerețe prelungită. Eu mă simt tânăr, că adevărații maestri se zice că încep de pe la 80 de ani și e bine ca arta sau ceea ce fac eu zilnic, este ca un sport de performanță, se materializează în expoziții. Eu am avut foarte multe expoziții la București, cred că fără lipsă de modestie sunt unul din singurii pictori din zona Olteniei care am avut cele mai multe expoziții personale la București. A fost o perioadă acum în care vreau să revin pe simezele bucureștene. Voi reveni cu acea pictură abstractă, cu noua mea tehnică. Încă de la debut criticii și a avut parte de nume sonore Virgil Mocanu, Mihai Ispir, Dragoș Ciobanu, Cristina Angelescu, Corneliu Antim, Paul Rezeanu, Florin Rogneanu, au detectat două lumi în care avea să evolueze demersul său artistic. O lume a realului care părea a continua buna tradiție de factură impresionistă a școlii românești interbelice și o lume a imaginarului de factură suprarealistă care îi punea în valoare calitățile desenului, fantezia și disponibilitatea pentru crearea de imagini vizuale inedite. Mai bine de un deceniu, creația sa a fost marcată de tratarea suprarealistă, printre lucrările favorite menționând Drumul către iubita mea, Cristofor Colum descoperind America, Oul dogmatic.
ciclul ouă-dogmatic, în jurul temei oului primordial, metamorfozat în versurile lui Ion Barbu, pseudonimul literar al matematicianului Dan Barbilian, și în pânzele lui Salvador Dalí, este relevant. Jocul dramatic al formelor și al simbolurilor ne întoarce la începuturi, la miracolul genezei și al purității originare, implicit al artei pure. Paul Tudor, de-a lungul unei creații artistice frumoase, cu un stil al tău, semnat Paul Tudor, Balș, mai nou, ai abordat diferite genuri și tehnici. Ce înseamnă pentru un artist plastic atât de bine conturat cum ești tu acest lucru? În primul rând înseamnă experiența de o viață. Ideea este că de-a lungul timpului ne maturizăm atât din punct de vedere artistic, în primul rând, dar și a tehnicilor și temelor pe care le abordăm. A fost în perioada mea de scurtă ca pictor, mă consider încă un tânăr pictor, mai multe perioade în care am lucrat și am abordat diferite tehnici de lucru. Mă refer, în primul rând, la pictura în ulei, mai nou la pictura în culori acrilice, dar temele mele preferate întotdeauna au fost peisajul, portretul, natura statică, compozițiile suprarealiste. Și chiar în prezent lucrez diferite tablouri pe suprarealiste, cu teme suprarealiste, pentru diferiți colecționari din țări și din străinătate. Nu pot să mă plâng, în sensul că nu aș avea admiratori în acest domeniu. Este într-adevăr o solicitare mult mai mare ca artist. În primul rând, trebuie să pornești de la idee, ideea pe care trebuie să o transmiți prin posibilitățile tale tehnice, să o vizualizezi, compoziția respectivă, și după aceea să o transformi într-un tablou care să facă pe privitor să și-l dorească. Regretatul Florin Rogneanu remarca în suprarealismul lui Paul Tudor Balș spontaneitatea invențiilor sale, în care nimic nu este construit din rutină. Totul provenind dintr-un spirit fecund ce se grefează în jurul câtorva idei tutelă, dintre care cea mai importantă este aceea stăpânirii timpului. Universurile imaginare surprinse de Paul Tudor Balș, născute din dorința mărturisită de a evada din realitatea fadă, cotidiană, nu reprezintă doar o simplă alternativă, ci o realitate dorită. O parte din lucruri s-au născut în vis, altele în stare de veche. E o lume în care încerc să mă regăsesc și de care vreau să mă înconjur, spune artistul. Vom mai zăbovi și mâine seară în atelierul pictorului Paul Tudor Balș, un spațiu de vibrantă receptivitate a sensibilității și a fanteziei artistice.